Tot despre alegeri aș vrea să discutăm și de această dată despre alegerile prezidențiale din Republica Moldova, unde am văzut că Maia Sandu a reușit, candidatul pro-european, a reușit să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale. Nu mulți analiști o dădeau Da, favorabil, da, da. să spunem lucrurilor pe nume. Dumneavoastră, ce șanse credeți că Chiar astăzi am publicat are? pe CNews o analiză dedicată acestui subiect pe larg. Cine dorește o poate consulta foarte ușor. Sigur, dacă facem o comparație între voturile pe care le-a luat Igor Dodon, candidatul socialist, în primul tur în 2016 și în primul tur acum, vedem că el are un recul, o pierdere de vreo 18% foarte mare. În cazul Maiei Sandu e un recul de vreo 2%, foarte mic. Pe de altă parte, sunt alți candidați, unii cu orientare mixtă, mai degrabă poate favorabilă lui Igor Dodon, care au obținut un număr mare de voturi, în principal Renato Usatăi, în jur de 16%. Maia Sandu a reușit această surpriză, sigur, și grație a două fenomene, o prezență ceva mai scăzută pe teritoriul Republicii Moldova și o prezență semnificativ mai mare a diasporei. Dacă în 2016, în primul tur, mergeau la vot vreo 60.000 de votanți, adică aproximativ 5%, în această duminică, diaspora basarabeană a fost extrem de harnică, vreo 12-13% din totalul masei electorale s-au prezentat la vot, aproape 150.000, deci de două ori și jumătate mai mulți decât în 2016. De asemenea, în 2016, în turul 2 al alegerilor, prezența a crescut, s-a dublat spre triplat prezența diasporei. Dacă se va dubla spre tripla prezența diasporei moldovenești față de turul 1 de acum și s-ar ajunge la un 300.000 de votanți, să spunem, sigur, greu gestionabil logistic, știm și noi cozi, urn, secții de votare Mai în ales în străinătate, ne-am pandemie, confruntat și noi cu exact. această situație, dar dacă se va reuși acest lucru, Maia Sandu cred că poate avea o șansă. Șansa ei de a câștiga alegerile va ține de mobilizarea bazinului pro-european. E posibil acest lucru, datele din primul tur au arătat-o în mod clar și cred că acest lucru ar fi îmbucurător, dincolo de bucuria pe care ar aduce, eu să spunem, tuturor celor care doresc un parcurs pro-european al Republicii Moldova. Ar fi un lucru foarte bun pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că șansa prosperității, șansa unui trai mai bun, șansa bunăstării cetățenilor, fraților noștri de peste Prut, ține de conectarea la procesele economice, sociale, specifice spațiului european și euroatlantic.